Orașul Cluj-Napoca a fost dat ca exemplu pentru sustenabilitatea ecologică. Autoritățile au digitalizat sectorul colectării deșeurilor. Ministrul Mediului a anunțat că țara noastră a făcut pași importanți în această direcție și a promis că sistemul garanție-returnare, care se va aplica începând cu 30 noiembrie, va fi al doilea cel mai mare din Europa. România începe să facă pași importanți în privința colectării selective. Clujul a fost dat ca exemplu de ministrul mediului după implementarea noilor sisteme digitale. În toată țara urmează să fie instituit un sistem de garanție-returnare a ambalajelor. Mai exact, 50 de bani vor fi dați drept garanție pentru fiecare doză sau sticlă de băutură. Am găsit instrumentele legale prin care să deblocăm acele situații care ar fi pus în pericol proiectele de infrastructură, având în vedere, pe de o parte, să respectăm directiva Habitate, pentru că există un risc din acest motiv, și pe de altă parte să ne asigurăm că la nivelul comunităților locale, la nivelul Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră, nu există blocaje care să pună în pericol proiectele. De la 30 noiembrie vom avea și în România în vigoare al doilea cel mai mare sistem de garanție-returnare din Europa. După golirea ambalajului, consumatorul va fi nevoit să-l aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. Primarul municipiului, Emil Boc, a declarat că reciclarea are o mare importanță pentru un mediu sănătos, dar și pentru economie. E un oraș în care tot al patrulea, tot unul din patru cetățeni este sub 25 de ani, sub 27 de ani, un oraș tânăr cu 100.000 de studenți. Un oraș unde conștiința ecologică e la un alt nivel, poate, în comparație cu alte părți. Reîntoarcerea la natură este fundamentală. Iar reciclarea ce este, de fapt? O reîntoarcere la natură. Aș vrea, în cele care urmează, să dau câteva argumente de ce e important să reciclăm. Reciclând o tonă de hârtie, salvăm 17 copaci. Aluminiul poate fi reciclat la nesfârșit. Din acest motiv, aproape 75% din tot aluminiul produs în Statele Unite este astăzi încă în uz. De aceea, când aveți de ales între plastic și aluminiu, alegeți aluminiu. Românii au nevoie de informații, ei trebuie să știe când vine mașina, trebuie să știe fiecare fracție unde trebuie dusă. Cred că pe studiile noastre sociologice, cel puțin 90% dintre români consideră că și informarea este un element cheie în a-și putea și ei, la rândul lor, să gestioneze deșeurile așa cum trebuie. Oficialii au subliniat că reciclarea va aduce și alte avantaje, precum generarea de noi locuri de muncă și stimularea economiei.